Coridorul 5, în spatele Academiei de Științe. Nu știm cui aparține teritoriul ăsta, lângă piața de flori Coșbuc, dar găsim lanuri de ambrozie. Și ciulini și puruieni. Și autoritățile au obligația să o stârpească, pentru că acuși, în august, oamenii o să înceapă să sufere. Certificat medical. Și nu numai tu, sunt sute de mii de oameni alergici la praful de ambrozie. Așa că, tovarășe Florea și subalternii, vă rog să vă luați în mâini. Câtă nesimțire pe primarul Florea, lângă capul de dac, în zonă cu monumente istorice, și-a pus un panou electronic ca să-și facă lui reclamă. Panou electronic lângă bustul de dac. Monumentelor de arhitectură. Fix așa trebuie. Hai că era cu DF, filmări din dronă. De sus orice găinaț arată frumos. Spectaculos. Noi am ieșit cu inspecția verde, numărul 6, ca să vedem ce se mai întâmplă la piața de flori, distrusă și nimic în loc. Una dintre faptele lui Florea. Vă prezint trotuarul din fața primăriei, sector 5, ocupat de mașini. Chiar cimitir de mașini. Asta n-a mai fost vizitată de 100 de ani. În schimb, ce părere ai de inscripția asta? Proprietate privată. Parcarea primăriei. Păi nu știi ce să zici? Ar trebui să aibă și niște locuri de parcare, nu? Păi uite că scrie. Și să le folosesc, să nu mă... Păi, dar uite că scrie că e proprietate privată. Da, mă, asta nu știu, adică să nu parcheze altcineva, habar n-am până. Da, dar proprietate privată înseamnă altceva, nu proprietatea primăriei. Asta e spațiu public. Da, și nu-l folosesc nimeni. Pentru că e weekend și nu vine nimeni la primărie, poate doar ăștia cu căsătoriile. Toate mașinile, dacă te uiți, sunt oprite pe oprituri interzis. Da. Toate mașinile astea sunt oprite ilegale. Da. Și locurile de parcare sunt ocupate, că sunt ocupate de primărie. Da, colegii mei n-au înțeles problema. Strada primăriei, cimitir de mașini. Și parcare ilegală pentru mașini de îngoasă. În schimb, ai vedere directă la mega catedrală. Povara la Timișoara. Am găsit în spatele primăriei. Iar Maroc. Dar Maroc e de joi. Târg privat. Cum de joi dacă azi e sâmbătă? Cu 2 lei de persoană taxă de intrare. Se vând inclusiv animale ținute în condiții inadecvate. A? E bun așa? E civilizat. Nu vă mai spun că pe șantierul de la Orizont, fix în spatele primăriei, toți muncitorii lucrează fără protecție. Căștile le-au înfipte în țeapă
fără mănuși, probabil fără bocanci. Și la înălțime foarte mare. Pentru că nu funcționează legile în sectorul 5. Pentru că instituțiile degeaba le întreținem, le plătim. Evu Mediu. Am ajuns în parcul de pe șoseaua Sălaj. Aici e relaxare totală. Și nu prea vezi distanțare socială. Autoritățile sunt lipse. Ăștia n-ar trebui să dea cu aerozol noaptea, nu ziua, peste oameni. Ce fel de fapte sunt astea, Daniel Florea? Ne otrăvești ziua în amiaza mare? Mașină parcată la Andala pe bulevardul Alexandriei sau șoseaua Alexandriei. Asta o fi funcționar public sau polițai cu atâta tupeu. Bună ziua! O mașină pe trotuar aici, parcată fix de-a latul, nu încape niciun cățel să treacă pe lângă ea. După semnul care interzice, la vreo 50 de metri, pe trotuar a urcat. Mulțumesc! Să vedem dacă chiar se duce încolo. Inspecția verde. Poster electoral cam prematur și ilegal. Tovarășe Ponta, ai furat startul. O să te dăm la miliție. Fiți amabil, nu-i prea târziu să plantez copaci la data asta? Eu mă tem că nu supraviețuiesc. Dar cine i-a comandat? Privat sau primăria? Ce să ăștia? Plopi, tei, tei! Îți plantez la mijloc de iulie, în toiul verii, copaci, pare cam irațional. O fi de la primărie, din aia care fac înverzire acum electorală. Nu le-a ajuns un mandat pentru înverzire. Acum câteva luni înainte de alegeri. A fost a șasea pedalare verde prin sectorul 5. Ne oprim la Guzganu Rozaliu. Vom continua săptămâna viitoare. Urmăriți-ne pe verzii.ro sau aderați la echipa noastră. Asta s-a întors peste linie dublă continuă și era poliția în spate. L-a atenționat și l-a făcut de nimic, dar l-a iertat.
Probabil pentru că liniile nu prea se cunosc. Bulevardul 1 Mai. Deja e sectorul 6.